Pe 25 martie 1996, un prim eșalon din Batalionul 26 Infanterie Neagoe Basarab Craiova, sub comanda locotenent colonelului Ion Pulșoiu, pleca în Angola în cadrul misiunii Un Avem 3 sub egida ONU. Câteva săptămâni mai târziu i-au urmat alte câteva sute, astfel că până în octombrie 600 de militari craioveni erau dislocați în 4 locații din Angola. Care a fost prima impresie în momentul în care ați ajuns acolo? Șoc. De căldură. Am plecat de la, exact cum a spus domnul general, la minus 9 grade și am ajuns acolo la 40 de grade. Când am coborât din avion, în primul șoc n-am putut să mai respirăm. A fost o provocare, eram foarte tânăr la începutul carierei mele. Ce știați despre Angola, ce știați despre această misiune? Despre Angola prea multe nu știam. Am avut unele informații din partea șefilor noștri, dar ne-am adaptat foarte repede. Problemele cel mai mari, eu fiind la medical, le-am avut cu malaria. Probleme în sensul temperatură și din cauza asta trebuia noi, neavând un spital, analizele se făceau la un spital străin, trebuia să transportăm toți pacienții la aproximativ 100 de kilometri. Misiunea din Angola este chiar cea care le-a adus și numele de Scorpionii Roșii. La Lobito, fiind în deșert, o parte din tabără fiind în nisip, erau foarte mulți scorpioni și s-au denumit Scorpionii Roșii. Și ulterior, în 2002, când am fost, de fapt, că și eu am făcut parte din cei care am mers în Afganistan, la Kandahar, americanii le se părea foarte dificil, 26 infanterie Neagoe Basarab au zis cum vă denumiți și au cerut o prescurtare sau cum se denumește și am zis Red Scorpions. După Angola au urmat misiuni în Albania și Kosovo. Pe 1 iulie 2002, Scorpionii Roșii erau primii militari români care arborau steagul țării noastre într-o bază militară din Afganistan. Au plecat apoi în Irak. În total, 13 misiuni în teatrele de operații de pe 3 continente. Națiunile Unite, Organizația Nord-Atlantică și țara ne-au onorat umplându-ne piepturile de medalii și arborând drapelului de luptă al unității 8 distinții naționale și internaționale. În cele 13 misiuni internaționale, militarii craioveni au pierdut 5 camarazi.